mie nu prea pot să vorbesc de joc, pentru că pe un teren sintetic, singurul din țară, de cine știe ce generație o fi, e complicat, sigur. Nu o să-ți scuze, normal ar fi trebuit să câștigi. Dar cum să câștigi în condițiile unui asemenea arbitraj? Este revoltător. Vă rog foarte mult să faceți un colaj cu penaltiul pe care îl primește Craiova în meciul cu Hermannstadt, cu penaltiul pe care îl primește la meciul cu Gazmeta Mediaș în ultimul minut de joc CFR, la o simulare a lui Ioniță. Iar noi avem penalti clar și Cojocaru refuză să dicteze lovitorii de pedeapsă. Refuză să elimine jucătorii de la Chiajla. N-am niciun fel de probleme cu Chiajla. Nu, n-am văzut până acum un arbitru care nu voia să dea drumul la joc. Orice întrerupere o ducea la extrem. N-am văzut în viața mea așa ceva. Ar fi trebuit să-și dea singur cartonaș galben, pentru că trăgea de timp. Arbitru să tragă de timp. Asta am văzut astăzi. Dar când ai penalti în prelungiri și arbitrul îți refuză, ce șanse ai să te bați la campionat? Și atunci o să mergem să jucăm cu Dudelange și asta o să se întâmple. O să vină Dudelange și o să râdă de noi. Că la un moment dat în dubla cu marea campioană a României era 5-0 pentru Dudelange. Nici nu știam că am crezut că e vreo firmă de biscuiți. Asta e problema. O să se spună, a, da, face presiune înainte de meciul Craiova. Nu fac nicio presiune înaintea meciului cu nimeni. Eu știu doar că unii ratează mai multe penaltiuri decât alte echipe primesc. Știu că nu e în regulă ce se întâmplă. Vă temeți și de arbitrajul pe care îl veți avea și cu Craiova? Asta deja sunt fumate de mult. Eu spun de ce am pierdut astăzi 2 puncte. Poate că ratam penalti, e foarte posibil și asta, dar dă-le Cojocarul penalti. A fost primul meci pe 2019, după ce în 2018 am mai stat așa departe de fotbal. Păi nu știu, pe Cojocarul l-am avut arbitru când am venit din Antalya, odată țin minte, din pregătire, ne-am dus și a jucat cu CFR, meci foarte important, pe Ceață, acolo pe Ceață a văzut să le elimine pe Alibec, să nu dea iar penalti pentru noi, să inventezi un penalti pentru CFR, extraordinar. Eu cred că se leagă cam multe, că nu înțeleg. Mi se pare suspect o delegare a lui? Păi nu mi se pare suspect, mi se pare suspect cum un arbitru de talia lui Cojocaru, l-am avut jucător la Galați, la juniori, înțelegeți, îl știu. Credeam că e un băiat cu... Nu înțeleg așa ceva, nu înțeleg care e problema lui. Știți ce mi-a zis după meci? Păi da, cum să dau, da, a atins mingea. Pe serios? Păi și atunci oamenii prin studio orice spun. Că spun că e penalti. Mai devreme s-a ferit să spună, probabil. Ce ar putea să spună Marc? Acum, serios. Asta e situația, nu e regulă. Păi în stilul ăsta, întrebați-l pe Samaras sau pe Vasaras, cum cheamă.